3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și. Mamă, m-am dus cu minecart-ul. Deci chestia asta nu cred că era posibilă până la acest update. Salutare prieteni, bine ați venit la un nou videoclip de Minecraft. Azi o să fac review la un nou update pe Minecraft pentru că s-au adăugat câteva chestii și s-au făcut îmbunătățiri la Redstone, să zic așa. O să vă arăt acum, dar cred că majoritatea deja știți. În primul rând, avem un nou item, se numește Bundle și în traducere ar veni săculeț sau ceva de genul acesta și te ajută foarte mult la inventar. De exemplu, să zicem că ești pe survival și vrei să scapi de anumite iteme. Wow, găină! Ce face acest săculeț? Apeși pe item și ți le-a strâns din inventar. Hai să le strâng pe toate. Bă, ok. Uite cât încape aici. Cred că atât e de ajuns. Și îmi arată ce am strâns acolo, dacă țin pe el. Ok. Și acum, dacă apăs pe el, ce se întâmplă? Am aruncat toate itemele din inventar. Deci poți să le și arunci așa mai ușor pe toate deodată. Sau poți să-ți faci loc în inventar dacă ai mai mulți săculeți. Mi se pare că poți pune în jur de 61 de iteme, adică aproape un stack. De exemplu, dacă ai 61 de diamante, poți să pui 61 de diamante. Și încă o chestie foarte interesantă. Avem aici la Redstone câteva îmbunătățiri. Sunt mai multe, dar principala este că poți lansa ce vrei tu în spațiu. Ceva de genul ăsta. Hai să vă arăt. Ok, și acum hai să teleportezi un creeper în spațiu. Deci, efectiv, nu, 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 pe mine. Poți să mă teleportezi și pe mine. Hai să dau aici. Hai, intră acolo. Și trebuie să împing un pic. Mamă, ia uitați. Oh my god. 3, 2, 1 și. Nici nu cred că s-a văzut prea bine. Da, și ca să faceți să aibă viteza asta minecart-ul, dați așa. Gamer rule, minecart, max speed și puneți 1000. Pentru că dacă n-aveți comanda asta pusă, nu o să se învârtească așa de repede minecart-ul. Ia să încerc și cu mine. Aoleu, mamă. Ah, nu merge. 3, 2, 1 și. Mamă, m-am dus cu minecart-ul. Deci chestia asta nu cred că era posibilă până la acest update. Și poți să trimiți și mai sus de atât, dar fiind viteza prea mare, nu pot să nimeresc acolo acel lever și să mă teleportez. Da, un pic cam trist. Iar acum vă voi arăta ce trebuie să faceți ca să activați aceste experimente noi, pentru că nu sunt adăugate oficial în joc. Deci sunt doar pe versiunile Snapshot. Prima oară trebuie să descărcați versiunea de Minecraft 24W34A, care este un snapshot, un beta, să zic așa, nu este oficial. Vă duceți și la single player, dați create new world. Aici la game mode creativ de preferat ca să încercați noile experimente. Iar aici la Experiments, activați Bundles, Minecraft Improvements, ok, dați pe On și Redstone Experiments și dați pe On. Și după aia Done și gata. Creați lumea, este foarte simplu și o să aveți acces la aceste noi experimente, să zic așa. Sper că v-a plăcut acest mic review, nu m-am băgat în detalii pe Redstone, v-am arătat principala chestie, dar s-au adăugat mai multe chestii pe Redstone. Poți face mai multe chestii, am observat eu pe la alții YouTuber, să zic așa. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Ciao, fraților!